Salut! Sunt Marius de pe dlui.ro și în acest video îți voi prezenta trucul cu banana. Ce presupune acest truc? Voi desface banana, iar banana în interior va fi feliată. Nu credeți? Haideți să vedem. Dar înainte aș vrea să vă arăt că este o banană cât se poate de normală. Dați-vă și la vârf, nu este începută. Și mai mult de atât, am să încerc să o desfac cât mai aproape de cameră, ca să vedeți. Ia uite, banana este feliată. Unde se găsesc astfel de banane? Peste tot. Și imediat am să vă arăt cum să faceți acest truc. Pentru a realiza acest truc, aveți nevoie de un ac, o oață și, bineînțeles, banana. În primul rând, luați ața și treceți-o prin ac. Lăsați-o destul de lungă, să zicem undeva la 40 de cm sau 30. După cum puteți observa, banana are mai multe laturi. La mine are 1, 2, 3, 4, 5. Vom lua locul unde se unesc bucățele de banană și vom introduce acul prin colț. Vom încerca să introducem cât mai aproape de suprafața bananei. Așa. Trageți ața până aproape în capăt. Luați acul și introduceți prin aceeași gaură, să ieșiți la următorul colț. Dacă aveți două fire de ață, cum am eu, este posibil ca unul uneori să rămână mai în spate, trageți-l ușor. Aveți grijă să nu vă trageți de tot ața. Bun. Și continuăm la fel. Introducem din nou în aceeași gaură. Aveți grijă să mergeți cât mai la suprafață. După care iar introduceți prin aceeași gaură prin care ați ieșit. Mergeți cât mai la suprafața bananei. Ajungeți iar într-un capăt. După cum puteți observa, toată ața este prin banană. Ideea este să reușim să ducem ața roată la banană, iar la sfârșit vom trage de ață pentru... Acum am ajuns chiar la ultimele două capete. Introduc tot pe unde a ieșit ața. Și voi încerca să o scot exact locul de unde am pornit. Bun. După care este simplu. Trageți de ață. Bineînțeles, nu se vede că ar fi ruptă banana, este doar puțin găurită. Faceți la fel din 2 în 2 cm sau din 3 în 3 cm, depinde cât de mare este banana și în câte bucăți vreți să o feliați. Destul de simplu, nu? Accesează dlui.ro. Să descoperim lumea împreună.